tramvaie, în urma licitației organizate și a negocierii pe care am avut-o, una din firme nu a mai participat la negocierea directă, iar cea de-a doua și-a menținut oferta, ceea ce înseamnă că astăzi avem nevoie, în municipiul Botoșani, de 67.303.000 lei ca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Și iată vine în fața dumneavoastră cu o rugăminte să ne ajutați în efectuarea unei consultări publice în care să întrebăm cetățenii dacă își mai doresc tramvaie în municipiul Botoșani în aceste condiții, cu o contribuție a municipiului Botoșani de 67.000.000 de lei, sau dacă renunțăm la acest proiect și așteptăm următorul exercițiu financiar unde vom fi eligibili pentru schimbarea transportului public și achiziția de autobuze electrice. Vă rog să faceți acest lucru dacă veți fi de acord prin realizarea sondajelor pe site-urile dumneavoastră, lucru pe care îl vom face și noi și vom avea și consultări cu cetățenii pentru a ajunge la o concluzie, pentru că această sumă consistentă presupune obligatoriu contractarea unui împrumut. Nu vedem niciun orizont optimist prin suplimentarea sumelor de la ADR Nord-Est sau printr-un sprijin al Guvernului prin care contribuția noastră să fie diminuată. Deci ca să ducem la bun sfârșit reabilitarea transportului public efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani, avem nevoie de un împrumut consistent care poate priva generațiile viitoare de la o dezvoltare așa cum o consideră oportună la momentul respectiv. Este o sumă care reprezintă de aproximativ 3 ori bugetul de dezvoltare al municipiului, bugetul anual de dezvoltare al municipiului Botoșani.